Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Toamna mi-a dăruit mulți oameni lumină și astăzi, la ceas de lună nouă, când suntem binecuvântați cu energia sa înaltă, când sădim semințe în interior, alături de noi este Olimpia Mioara Mireștean, practicant șamanism. Tema întâlnirii noastre de astăzi se referă la viețile anterioare în șamanism. Aho! Aho! Draga mea, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni și se pare că așa a vrut Universul să vii de una singură, pentru că în plan era să vină și Ioan Nistor, pe care îl salutăm cu mult drag. Data așa viitoare va veni. Și pentru că profit și eu de faptul că stai așa mult prin preajma lui și mai știu una alta despre human design, aș vrea să începem această emisiune prin a ne spune ce se întâmplă acum din punct de vedere al human design. Am înțeles că se schimbă mediul. Ce da, înseamnă schimbat asta? Sau s-a schimbat? S-a schimbat alaltăieri, cred că, mediul. Dacă până acum simțeam toți că avem susținerea familiei, a comunității, că suntem sprijiniți, de două zile, nu. Aoleu, suntem pe cont propriu sau cum? Da, avem tendința. Ce înseamnă mediu e ce se întâmplă în exterior. De exemplu, dacă plouă, poți să te enervezi că plouă sau poți să-ți iei umbrela, că știi că asta se întâmplă, nu? Ascultăm la horoscop, berbeci vor fi, mercurie retrograd, atenție, cum comunicăm. Asta nu înseamnă că vom comunica dezastruos, ci avem grijă, fiind mediul acesta al mercurului retrograd, să fim atenți puțin la discuțiile noastre, la comunicarea noastră. Ei, în human design, mediul acesta este un mediu care se manifestă, cred că până în ianuarie, ce s-a schimbat acum, și suntem tentați să puș, să facem, să acționăm. Acțiune. Da, acțiune, neapărat, fără gândire. Știi? Nu gândim după. Și atunci, din impuls, acționând, ăsta e mediul, nu suntem noi așa. Îl întrebam pe Ioan, ok, și atunci cum fac? Eu, de exemplu, sunt o femeie emoțională. Dacă observ că am tendința să fac lucrurile repede, pe înainte, așa, fără cum fac eu de obicei, mă reîntorc la cum sunt eu. Adică am nevoie să treacă timpul pentru a lua decizia. Nu mă arunc. Felul meu este de a merge mai încet. De a merge mai încet ca acțiune. De a gândi înainte. Dacă observ că am tendința, da, merg și acolo, înseamnă că nu sunt eu, înseamnă că atât de mult mă identific cu mediul meu exterior în care trăiesc, încât m-am pierdut. M-am pierdut în ploaia despre care spuneam înainte, în loc să-mi iau umbrelă. Și pot să plâng, că de vine-i ploaia, că nu mi s-au stricat. Nu, de vine sunt eu, că nu am ascultat cum sunt eu. M-am identificat cu ce se întâmplă în exterior. Dar, din păcate, suntem foarte influențabili de exteriorul nostru. Foarte influențabil. Și de multe ori exteriorul reflectă ceea ce avem noi pe interior. Da, de exemplu, în perioada asta pot să fie, pentru a-ți manifesta puterea, tot felul de acțiuni prin care să-ți arăți puterea, dar puterea nu are o bază, acțiunea respectivă nu este ceva stabil, nu este gândită, nu este văzută perspectiva acelei puteri, acelei acțiuni. O să fie asta și a guvernului, că tot e, acum se discută. Și apar niște acțiuni luate din vreau să-mi exprim puterea, acțiunea, și pe urmă constați că au fost făcute așa, fără bază, fără o gândire. Și cum spunea Ioan, nu-l citez, ci pur și simplu mă atenționează și pe mine m-a ajutat foarte mult human design în dezvoltarea mea, pentru că am înțeles că eu nu sunt pe repede înainte. Cum mi se tot spunea, facem. Nu e stilul meu, oricum nu e stilul femeii acesta. Vine cu la pachet cu energia masculină, acesta exact face, nu? Da. Dar există și bărbați care sunt emoțional ca și mine, din punct de vedere human design vorbesc, și au nevoie să aibă o claritate atunci când iau decizia. Adică să vadă, dacă acum plec la munte, pe urmă plec la mare, fac și asta, stop. Așa făceam și înainte? Dintr-o dată pot să fac atât de multe? Și când tragem linia, putem să observăm corpul nostru este obosit, avem o defocusare totală,
acțiunile noastre au un rezultat total neașteptat și nefolositor. Și asta va fi până în ianuarie. Plus că suntem mult mai tentați să fim individualiști. Dar nu este despre noi. Avem tendința de a lua din exterior asta ce se întâmplă. Deci nu e vorba despre noi, este vorba despre ce se întâmplă cu Pământul. Și Pământul trece prin două noduri, nodul sud, nodul nord, pe care cred că ai discutat în astrologie. Am înțeles că ai avut emisiune. Nu sunt în tema mea aici, ci doar am citit. Și noi cumva ne identificăm cu ceva ce nu este al nostru, ce nu ține de noi, ce este... Adică e soare afară, pot să mă protejez că e soare puternic și dau cu cremă, sau pot să stau să mă ard. Cam asta e. Și acum, fără acțiuni multe și negândite. Dar știi ce mă gândesc, Olimpia? Că sunt segmente în viața noastră când avem nevoie de acest aface, de o acțiune Bineînțeles. Concretă. Bineînțeles. Poate o să ai o emisiune așa cu Ioan despre asta. Cu Ioan, îl așteptăm pe Ioan la emisiune. Pentru că suntem diferiți. Fiecare are autoritatea lui și strategia lui. A mea este de a fi invitată, de a face ceva. Dacă eu sar, manifest, nu este felul meu de a relaționa cu oamenii, de a manifesta energia, de a-mi trăi energia. Și mi-o pierd ușor și, în plus, nu sunt ascultată. Și mă amărăsc foarte tare, pentru că sunt proiector. Poate ați putea povesti odată despre tiparele acestea. Despre... Din Human Design. Da, da. Adică generator. Generator. Eu sunt generator, da. Da, 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 da. Sunt cinci, nu? Sau... Acolo e profilul, e altceva. Profil, este okay. Rolul pe care îl jucăm mai cel nimic. Mai bine în viața asta. Nu mai da. Zic nimic, că l-așteptăm pe Ioan Nistor da. Să vorbim despre Human Design. Ca să facem o legătură cu viețile anterioare și cu ce se întâmplă acum. Exact așa cum Pământul schimbă energia, cum avem influența astrelor, a lunii, că e lună nouă astăzi. Așa este, plantăm intenții. Plantăm intenții, dar și la lună nouă și la lună plină, să fim atenți, indiferent că ești femeie sau bărbat, poți să fii agitat și la lună nouă, nu doar la lună plină. Pentru că în noi se întâmplă un flux și un reflux al apei din interior. Deci este fizică toată treaba aceasta. Nu este neapărat spiritual. Noi suntem 70% apă. Bine, cu cât îmbătrânim, suntem în cantitate mai mică, din păcate, dacă nu bem apă multă. Apa aceasta este la fel de influențată ca și apa mărilor și a oceanelor. Atracția lunii, indiferent că e lună plină, lună nouă, este mare. Iar emoțiile sunt precum apa. Și la lună nouă și la lună plină, putem să fim mai emoționali, mai nervoși, mai anxioși. Sau din păcate, sau din fericire, asta e din păcate, sau din fericire să fim mai bucuroși. Depinde de starea pe care tu ai cultivat-o înainte. Apropo de semințele pe care le sădești. Și amplifică cumva această trăire a ta din perioada respectivă. Luna nouă și luna plină. Păi și dacă suntem într-o stare anxioasă, dau un exemplu, ar fi bine să ne reechilibrăm înainte să plantăm aceste intenții? Bineînțeles. Să nu transmitem mai departe exact. Starea? Exact. Cum poți să te echilibrezi? Printr-o respirație profundă. Respirația profundă nu înseamnă că... Se aude poate ciudat în microfon, ci inspiri mult până simți că respirația ta coboară. Și poți să constați că respirația nu intră mai mult de diafragmă. Înseamnă că acolo este un blocaj, este un nod. Și sunt foarte multe femei. Mai mult lucrez cu femeile, lucrez și cu bărbații, dar la femei am observat, nu intră respirația profund. Lași să intre în pântec și lași. Te lași tot mai confortabil, tot mai confortabil. Și inspir profund, iar expirul este tot lent. Și dintr-o dată omul se relaxează, nu mai vorbește repede, observă oamenii care vorbesc repede, nu au timp să respire. Nu respiră. Și respirația este, nu știu, fără ea nu putem trăi o zi.
Fără apă, fără mâncare poți, fără respirație nu. Inspirăm, expirăm și să stea cum stăm acum, spatele sprijinit, dacă se poate și capul, efectiv să lase corpul să se odihnească în timp ce respiră profund. Și atunci apele noastre interioare, care pot să fie emoțiile, trăirile, se liniștesc. Și, atunci și apoi poți să plantezi intenții, chiar poți să sădești o floare. Foarte frumos. Uite, chiar o să-ți urmez sfatul și o să fac și eu în seara asta. Și ai grijă de ea, dacă aveți semințe, aveți grijă de ea, vorbiți cu ea, atingeți floarea. Este o conexiune care va dura o viață și o să ai grijă de ea și tu înflorești, efectiv. E, uite, pentru că ai adus vorba de flori de natură și pentru că un șaman este conectat cu natura, draga mea, haideți să ne explici ce înseamnă de fapt un șaman, pentru că mulți dintre noi se sperie așa. Sunt o categorie de oameni în care spun, da, șamanism nu e ok, vrăjitorii exact, și așa mai departe. Exact. Aș vrea chiar satanism, pentru că e cuvântul așa, șaman, satan. Pare că nu are nicio legătură. Nicio legătură. Ce este de fapt un șaman? Ce nu este? Deci nu este nici satanism, nu este nici vrăjitorie. Nu este nicio întruchipare a minții. Este pur și simplu o conexiune pe care o faci cu tot ceea ce te înconjoară. Asta este primul impact. Cu planta. Cu apa, cu aerul. M-a întrebat dacă știu de solomonari. Erau vechii noștri șamani. Puteau să meargă în sate și să pornească ploaia dacă n-a plouat de mult timp. Dar întâi se rugau pentru păcatele oamenilor din sat. Ca ei să devină mai buni, să înțeleagă că ceea ce fac are repercursiuni asupra mediului în care trăiesc. Noi am uitat asta total. Absolut. Noi credem că suntem superiori naturii. La fel am crezut și eu. Și a ajuns un mic virus și ne-am închis toți în casă. Nu suntem superiori. Dar e minunat să trăim în conexiune. Asta e un prim lucru care se vede ce face șamanul, practica șamanică. Apoi, el călătorește în acest timp care în șamanism nu este liniar. Este un moment zero, un timp zero, în care ai acces, ca și cum eu din copilărie, acum sunt în copilărie și acum sunt și aici. Pot să fiu în același timp, pot să acced, să am acces la cele două Olimpia Mioara și prin călătorie, dacă i s-a întâmplat ceva Olimpiei Mioara, vindec femeia matură de acum. Asta prin călătoria șamanică, nu? Prin tot felul de călătorii șamanice. Șamanul realizează că, sau practicile șamanice, te ajută să realizezi că trăiești un vis. Că tu poți să călătorești între vise. Că lumea asta este un vis al cuiva. De fapt, tot ceea ce eu trăiesc este un vis de al meu. Ca să înțelegem mai bine. Când sunt mică, când suntem mici, părinții ne vorbesc despre ceva, ne spun despre ceva. Și noi ne creăm un vis. Când o să fiu mare, nu o să fac asta. Când o să fiu mare, o să fac asta. O să vreau să fiu așa. Și ne creăm, ne țesem visul, ne țesem visul, ne țesem visul. Și e o poveste. Visul nostru este o poveste pe care o trăim. Am visat-o cândva și o trăim. Dar s-ar putea ca acest vis să nu coincidă deloc cu visul pentru care am venit acum pe pământ. Poți să ai printr-o regresie, de exemplu, printr-o călătorie înainte de naștere. Ce am vrut atunci? De exemplu, eu când am făcut călătoria de la nașterea mea, am înțeles de ce n-am plâns când m-am născut. Pentru că știam de ce vin. În momentul în care te-ai născut, încă știi de ce ai venit. Și apoi, știi, la noi se spune că spune îngerul. Îngerul, gata. Ceri, da. Da. Încă există acea conexiune care s-a terminat, se taie. Pentru că, din punctul meu de vedere și din punctul multor terapeuți, ca să poți să-ți împlinești menirea pentru care ai venit, nu e nevoie să o știi. Ea oricum vine, se întâmplă.
Pentru că dacă ai ști că te vei certa cu cineva pe care îl iubești foarte mult și îi faci rău, s-ar putea să nu vrei asta. Sau dacă, de exemplu, ți-ai amintit o viață anterioară și știi că te vei căsători cu cineva care te-a omorât într-o altă viață, cu siguranță nu-ți dorești asta. Dar cu siguranță, dacă nu știi și te căsătorești, s-ar putea ca viața asta să fie mult mai minunată. Deci e bine că nu avem acces la tot ce s-a întâmplat în alte vieți, tot ce s-a întâmplat intrauterin. Cine vrea să afle, poate. Sunt aceste călătorii care se fac. Dar de ce, Olimpia, am discutat ieri și cu domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan despre regresii și despre faptul că ajungem să facem aceste regresii în momentul în care nu găsim explicații unor frici care pot fi iraționale. În șamanism, spre exemplu, de ce ajungem să facem o regresie sau ce înseamnă de fapt în șamanism o regresie? Și dacă este același lucru cu călătoria șamanică? Călătoria șamanică are mai multe. Adică eu printr-o călătorie șamanică pot să văd recuperare de suflet, adică acea parte din tine pe care ai pierdut-o într-un moment critic al vieții tale, din această viață, pentru că ești conștient, știi, am avut un accident, m-am certat cu cineva, m-am bătut cu cineva, am făcut ceva care mi-a dăunat foarte tare și o parte din mine atunci, pentru că mi-a încălcat pe principii, să zicem, m-a afectat atât de mult încât parcă am pierdut o parte din mine. Simți că ești, când te duci în acea amintire, suferi, tremuri, ai o stare deplorabilă. Numai când îți amintești, înseamnă că există părți din tine care au plecat atunci și care poate e momentul să le poți întoarce, să le poți aduce înapoi. Dar atunci când aducem părți din noi acasă, e important ca cel care le aduce acum să fie stăpân pe el, să nu aibă trauma atât de mare încât peste trauma respectivă... De ce de fapt pleacă părți din noi? Ca ție să-ți dea posibilitatea să te vindeci. Pentru că ar fi atât de mare trauma respectivă încât corpul fizic n-ar putea să ducă. Și atunci o parte din noi, sunt foarte multe femei care atunci când povestesc, când au avut niște lucruri groaznice în viața lor, simt că ele au stat undeva deasupra și au privit. Da, psihicul în forma asta ne protejează. Se protejează, exact. Și în șamanism asta se numește recuperarea bucăților de suflet. Da. Apoi călătoria înseamnă regresie, dar aici aș face o diferență. Am auzit emisiunea de ieri, mi-a plăcut mult. Poți să călătorești și de fapt tu să trăiești viața unui străbun de-al tău. Și în momentul în care călătorești, să te identifici cumva cu persoana respectivă, dar nu, să nu fii tu, să nu fie sufletul tău care a trăit într-o altă viață, ci să fie un străbun de-al tău care a făcut ceva, a fost scos poate din familie în urma acțiunii lui, sau a fost marginalizat sau chiar expulzat din familie și tu, trăindu-i viața, văzându-i viața, intrând în conexiune cu acel timp și spațiu, eu îi aduc să vadă ce se întâmplă în ei în momentul respectiv. Au partea aceea în ei și de multe ori și de cele mai multe ori au în ei. Ducem în noi acea poveste. Este la nivelul corpului fizic. Uh-huh. Pentru că dacă altfel n-ar fi accesat-o. Sau putem chiar să trăim o viață anterioară, să mergem într-o viață anterioară. Există acolo niște indicatori, să spunem așa, pentru șaman sau practicant în șamanism. Știe dacă e o viață a străbunului sau este o viață anterioară. Asta da. Voiam să te întreb. Cum există, ne dăm, cum da, ne dăm seama nu, că trăim viața nu străbunului? Prea își dau seama oamenii care intră în călătorii. Ei cred întotdeauna că sunt ei. Da, dar să știi că nu are nicio importanță. Nicio importanță. Importanța are că atunci când revine, să-și dea voie să se odihnească, să-și dea voie să-și observe tiparele pe care le schimbă și uneori nu cred că ajunge doar o întâlnire. Se mai face a doua pentru a observa dacă mai apare tiparul, pentru că vei fi tentată, vei fi tentat, cine, dacă e bărbat, îi va apărea în viață exact acțiunea respectivă ca să o depășească. Și de asta e important după o călătorie să faci ce ți se spune, adică ai niște
lucruri foarte ușor de făcut, dar pentru unii par nu sunt importante, dar sunt exact ceea ce are nevoie omul după călătorie să integreze. Și de multe ori ai nevoie de odihnă. E ca și cum te-ai dus la medic, ți-a pus mâna în gips și nu te duci și lucrezi cu mâna pusă în gips, ci o lasă să se odihnească. Ei, dar noi nu facem asta, că dacă fizic nu ni s-a pus nimic și e doar la nivel de corp subtil, nu dăm importanță. Nu dăm importanță. Și este chiar mult mai puternic asta, corpul subtil, pentru că așa intervine boala, dintr-un corp subtil intră și se instalează în corpul fizic. Da. Ai dori să ne explici așa un pic, să ne dai câteva detalii referitor la cum faci tu o călătorie șamanică? Da, eu știu foarte multe tipuri tehnici. Am început cu călătorii, am învățat și am diplomă, că acum așa dacă n-ai diplomă, mi se pare așa de da. Asta cu diplomele. Am diplomă în călătorii zona Tibetului, pentru că și acolo se practică șamanism. Dar pe urmă am intrat în șamanismul siberian, am învățat șamanism în Kash, ca apoi să descoper ceea ce mi se pare cel mai fabulos, sincer, al nostru. Partea mea de român, ce-mi spune pământul românesc, ce-mi spun entitățile de lumină de aici, mi se pare mult mai prețios pentru mine. Nu este nici mai presus, nici mai prezos decât celelalte cunoașteri, dar este cumva ceea ce sunt eu. Și de asta practicile mele, în momentul în care încep practica de călătorie, eu nu spun, cu Valentina voi lucra tehnica asta. Nu, mă conectez la Valentina, de exemplu, îți dau un nume așa. Da. Și atunci știu care e practica pe care o fac. Dar ce au toate practicile comun este relaxarea de dinainte de călătorie. Relaxarea corpului fizic total. Și să știi că sunt persoane care adorm, pentru că mintea este atât de puternică și de temătoare, încât nu pot să treacă și ok. Pentru acele persoane este foarte important să doarmă. Și facem altă dată călătoria, corpul are nevoie de odihnă. Noi uităm asta. Tragem prea mult de noi. Și atunci primul pas în orice călătorie este odihna, relaxarea corpului fizic, mental și emoțional. Și apoi începem. Începem și dacă vin persoane care vor să primească explicații despre călătorie, eu le spun înainte să știți că vei concepe această călătorie cu mintea ta, nu adormi, adică nu adormi, nu ești sub hipnoză, nu-ți pierzi conștiința, dacă ai adormit, te lasă dormi. De obicei, în unele călătorii se întâmplă asta la un moment foarte important în care încă nu ești pregătită să intri. Da. Sau, da. Și la nivel subtil se întâmplă schimbarea. Și le spun, de obicei în cercurile de femei, dacă adormiți este perfect. Și știi ce se întâmplă, Oana? În momentul în care am terminat, s-au trezit. Au deschis, a zis, m-am trezit. Da, pentru că atunci e nevoie ca mintea să se odihnească, să nu pună întrebări, să nu zică, dar nu mi se întâmplă mie, dar nu mi s-a întâmplat asta. S-ar putea să fie lucruri de care ai uitat, sunt atât de dureroase încât mintea a adormit, tu ai adormit și se lucrează la nivel subtil. Și este fascinant pentru că se curăță. Noi spunem curățare în șamanism. Se transformă ceva. Se eliberează ca apoi să aduci ceva nou. Ăsta este un punct iarăși important în călătorii. Nu faci călătoria de curiozitate. Faci călătoria să schimbi ceva în tine, să transformi ceva în tine, ceva ce te apasă, ceva ce îți blochează evoluția, fericirea ta, liniștea ta sufletească și mergi în această călătorie. Și când ai eliberat, aduci ceva în schimb. Pentru că altfel, dacă nu umpli acel spațiu lăsat, se va umple cu ce se întâmplă în exteriorul tău. Și nu toată lumea face asta. E important când scoți ceva să vezi ce era în spatele umbrei. Ce dar e acolo. Întotdeauna ce urâm mult
Gândește-te ce nu-ți place, ce ataci la celălalt. Este în urma acelui atac, în spate cumva. Știi cum e moneda? Da. E o altă față. Da. Este lumina. Eu îi spun darul. Este valoarea. Dacă ăsta e negativul, celălalt e pozitiv. Nu există fără. Efectele umbrei, dacă vor telespectatorii să citească sau să asculte, este un filmuleț scurt. Efectele umbrei. Ce atacăm noi, avem și noi, dar în același timp avem și partea cealaltă. Dacă urăști ceva la o femeie, nu-ți place ceva la o femeie, nu-ți place ceva la un cuplu, te vei trezi în aceeași situație, numai ca tu sau cei care atacă sau judecă, să conștientizeze și să vadă ce dar își iau de acolo. Ce bucurie scot la suprafață, poate o liniște scot, poate o înțelegere atât de profundă că îi schimbă viața total. Îi schimbă unghiul de percepție. Șamanismul te ajută să schimbi unghiul de percepție. Tu vezi floarea aceasta, eu o văd dintr-un alt unghi. Da. Am putea să povestim amândouă despre floare, dar fiecare va spune ceva diferit, mai ales că ea este în aura mea și mă influențează cum te influențează pe tine. Este în aura mea, ea este în aura mea, eu sunt în aura ei când întind așa mâna și avem o conexiune. Știu că îți place să spui și din știință, să spun, dar să spun că eu sunt o femeie mai... o femeie, un om care îmi place să găsesc similitudini în fizica cuantică, biologia cuantică, deci mă pasionează asta. Și pe mine. Și orice obiect... Așa? Are... E dovedit științific. Da, știu ce vrei să spui, așa. Spune, te rog. Când suntem... îl influențăm. Pare că scaunul ăsta, masa asta, nu e influențată deloc de mine. Dar cu aparate speciale, este influențată. Eu influențez această masă, acest scaun. După ce am plecat din această încăpere, revin. S-a schimbat, vine altcineva, este influențată mobila de persoana respectivă. De asta, deci, vezi care e important să avem în casă lucruri naturale, care au vibrația lor. Adică nu înseamnă că lucrurile făcute de om nu au vibrație, tocmai am spus că este influențat de mine. Dar planta asta are vibrația ei proprie. Este influențată de mine, dar și ea mă influențează pe mine. Nu ia din energia mea, nu se încarcă cu energia mea, ci facem un schimb. Dar poți să faci așa un schimb și cu mizeria din casă, știi? Și de-aia e bine să faci curat, că să faci curat și în suflet, în corp. Vezi că asta e, zici că ce e șamanismul? Este, da, conexiunea cu tot ce înseamnă tot. Natura. Cu aerul natural pe care îl respiri. Cu mediul în care te trăiești într-un oraș, ești cu totul altfel. De asta se vorbește acum de șamanul urban. Că cam așa e. Pentru că jungla, de fapt, de data asta, este orașul. Uh-huh. În care treci foarte mult în mijlocul spiritelor, care sunt oamenii, știi? Nu trebuie să te duci să te cizelezi sau să stai izolat în junglă sau într-o pădure ca să devii șaman, cum era mai de mult. Stai într-un oraș, precum e Bucureștiul, și îți ajunge instruirea. Uite, ar fi interesant ca pentru o temă viitoare să discutăm și despre inițierea în șamanism asta, pentru că tot am vorbit înainte de emisiune că aș vrea să vă ajut așa să aflu mai multe lucruri despre cele 5 elemente și să mă inițiez în șamanism, pentru că și eu, la nivel interior, sunt foarte atrasă de Dar uite, asta este un punct. Când ești atras, când ești atrasă, e clar că ai chemare. Uh-huh. Dar poți să fie și întâmplător. Când tu nu știi, nu ești conștientă de această atracție și se întâmplă. Da. Un instrument important în șamanism, am văzut, era toba. Da, și uite, poți să descrii eventual călătoria, cum începe, cum deci, se creează primul contextul lucru de cor. Este această relaxare. Eu folosesc toba, dar folosesc și sunete scoase de mine. Pentru că sunetele deschid spațiu în corpul uman. Deschid spații, efectiv, cum spun eu, îți faci loc să respiri. Cum am spus că ar putea fi un blocaj aici, respiri. Îți faci spațiu. Intri profund. Și prin sunet desfaci acel spațiu.
Pot să fie sunete făcute, eu așa fac, cânt sau scot anumite sunete, pot să imit și animale. Dar pot să fie sunete făcute și de obiecte și uneori bat din palme, am niște gesturi anume. De exemplu, am un fel al meu de a chema străbunii. Am observat că de câte ori chem străbunii, cam aceleași sunete le scot și aceeași melodie. Cu siguranță, dacă te duci la un terapeut, psiholog, nu știu dacă o să-ți cânte sau o să... Sunt practici diferite. Sunt tehnici diferite. Apoi, lucrez foarte mult cu ajutorul respirației și îl învăț și pe cel care vine în călătorie cu mine să respire altfel. Este importantă respirația și este un punct important este momentul în care atinge o emoție, o poveste care îl doare, cum îl înveți să se detașeze și să privească în perspectivă. De exemplu, în șamanismul incaș există 4 animale. De putere, nu? Sau... Ei nu au chakre, cum sunt în hinduism și în budism. Nici noi n-aveam în România. Dar există 4 animale care ar corespunde, să spunem așa, cu chakrele, primele 4 chakre. Și cel care te ajută să te detașezi este vulturul. Zona aceasta. Vulturul, zona inimii? Da. Vulturul este cel care zboară atât de sus și vede tot un ansamblu. Îi duc în starea de călătorie. Starea de călătorie nu e nici somn, ca să ți-o descriu cumva fizic. E o stare în care poate să ți se facă frig pentru că o parte din corpul tău călătorește. Corpul nostru nu este doar fizic, noi mai avem corpuri subtile. Parte din corpul tău călătorește în vis, spunem noi, alții pot să spună în astral, alții pot să spună, da? Dar nu este în vis, în acel timp zero. Și accesezi linii temporale. Și schimbând linia temporală, ți se schimbă efectiv prezentul. Și se simte și în corp. Se simte și în corp. Să spun pentru că și eu am lucrat cu tine. Da. 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 Tocmai ce spuneam că și îmi place... Și direct. Te ajută detașarea asta, știi? Cumva îți dai seama că cel care călătorește este cel care acum stă pe pat sau stă... De obicei pe pat îmi place să stea întins ca să fie tot corpul relaxat. Și este cel care a învins trauma respectivă, adică s-a ridicat. Și acum își ia învățătura, își ia ce mai are nevoie de luat de acolo. Se duce acolo ca un învingător, dar învingătorul poate să plângă și este perfect. Și de când cu pandemia aceasta lucrez online, pe telefon, nu mi-aș fi închipui vreodată. Iată că se poate. Dar se poate pentru se că simte. Simt în corpul meu ce se întâmplă în persoana respectivă și ajut să lucreze și celălalt. Sunt două aspecte care îmi plac foarte mult în faptul că nu mai am cabinet și nu mai lucrez fizic, față în față, adică. Nu trebuie să... Are timp să se odihnească după ce am terminat călătoria, să se refacă, este în mediul ei sau în mediul lui, e acolo, și nu se sfiește nici de mine să plângă, să râdă, este liber pentru că nu-l văd. Eu îl simt în corp. De asta mai multe 2 ședințe pe zi nu fac. Pentru că simt în corpul meu ce se întâmplă în corpul celui cu care lucrez. Hai să zicem client. Că nu sunt medic, nu sunt client. Dar da, sună așa rece. Nu cred că... Da. Deci persoana respectivă este liniștită în casa ei. În siguranță. În siguranță. Îi spun să se acopere pentru că știu că se răcește corpul. Și sunt foarte atentă. De exemplu, văd, simt ce se întâmplă cu ea. Și eu o întreb, unde simți tensiune în corp? Unde? Și îmi spune, și nu mai simt și în altă parte, pentru că eu în corpul meu simt, mai este și în altă parte. Nu, dar mai scanează, te rog. Adică nu induc eu starea. Lasă caute. Fiecare om are partea cea neatinsă din noi. În șamanism este o diferență. În șamanismul care îl practic eu, spiritul este cel etern, sufletul este cel care călătorește în viața anterioară, în peste tot. Pleacă, vine, e încărcat, e obosit, e...
Da? Spiritul nu. Aș putea să descriu, este acel observator care niciodată nu este atins. Îmi cer scuze. Vezi că tot vorbești, cine știe ce trebuie să mai eliberez și eu prin... Nu, poate ți se trezește o cunoaștere. Sau așa. Doar inspiri și expiri. Da. Te atrage, într-adevăr. Da. Eu ți-am spus. Spune-mi tu, ca să nu mai vorbesc eu, că o să tușesc. Spune-mi, știu că în șamanism se accesează lumile astea, da, de jos, de sus, de, da, mijloc. De fapt, era mijloc. Și de exemplu, aia, în lumea de jos, noi nu avem acel iad care apare în creștinism. În lumea de jos sunt tot ceea ce ție nu-ți place la tine. Urăști că n-ai nasul nu știu cum. Nu-ți place că de ce ești grasă și nu ești slabă. Nu-ți place că nu te iubește doar pe tine. Adică tot ce nu-ți place, tot ce urăști, tot ce te trage în jos sau te blochează să evoluezi, face parte din lumea de jos. O călătorie în lumea de jos te ajută să transformi asta, tot ce nu-ți place la tine, să scoți din corp. Înainte făceam mult mai brutal această călătorie pentru mine. Dar am învățat să o fac mai calm, mai blând. Eu vomitam, de exemplu. Așa scoteam din mine toate blocajele. Așa era felul meu atunci de a învăța, de a mă transforma, de a mă curăța, dar se poate face mult mai blând. Lumea de mijloc este lumea de astăzi, viața de acum, mama natură, tot ceea ce faci acum. Acum e o diferență. În șamanismul siberian există 4 lumi. Pe lângă lumea viitorului există și lumea absolutului. Iar în alte cunoașteri șamanice, doar 3, lumea viitorului. Se spune că ideile se nasc în viitor. Ai avut o idee, îți vine din viitor. Da. O implantezi în prezent, o pui în practică și devine trecut în momentul în care deja ea este ceva realizat și care se va destrăma la un moment dat. Și este interesantă toba șamanică siberiană, în care în cele 4 lumi râul nu curge de la izvor. Nu, izvorul n-ar fi în, ai spune că din trecut curge spre viitor, cum credem noi că e timpul, ci este exact invers. Din viitor, râul curge, trece în prezent și merge în trecut. Pentru că ideea se naște în viitor. Și ai spus că e vorba despre lumea de... Deci lumea de jos, lumea prezentului sau de mijloc. Da? Și este lumea viitorului, în care se nasc ideile, se nasc proiectele. Ai acces la o cunoaștere care există. Adică nu ne imaginăm, sus, nu? În șamanism totul există. Așa. Tu ai acces la acea cunoaștere. Dar poate tu o vezi altfel, o îmbunătățești și cine mai are acces la acea cunoaștere, acea conștiință, deja are acces și la ceea ce tu ai adăugat, ceea ce tu ai transformat. Pentru că s-ar putea atunci când călătorești într-o altă viață, tu să ai acces de fapt la cunoașterea de unde vii, la conștiința de unde vii. Și sunt mulți și în România care practică un șamanist tradițional românesc, așa pot să-i spun, nu pot să-i spun, nu sunt solomonari, nu pot să-i spun așa, se numesc așa. Și ei consideră că ai acces la acea conștiință și crezi că ai călătorit în alte vieți, dar de fapt tu din conștiința aceea comună ai coborât tu aici, altul în 1800, altul așa, și tu ai acces la această cunoaștere ca și cum tu ai călătorit în acele vieți. Și dacă vezi, sunt 3 tipuri de călătorii. Poți să ai acces la conștiința comună de unde vii, poți să ai acces la viețile străbunilor și crezi că ai trăit tu și poți să-ți vezi viețile tale anterioare. De exemplu, în șamanismul incaș, ei cred în vieți anterioare, dar ei nu au această idee, cum este, de exemplu, în hinduism, că vii în această viață să repari ce ai făcut în alta. Nu știu dacă sunt exact, n-am studiat foarte mult hinduismul, ci doar am citit.
Pentru mine este important să trăiesc ceea ce citesc sau să aplic. Dacă nu rămâne doar am citit, știu și e teoretic, n-am studiat. Am fost în India, dar n-am studiat. Vreau să te întreb, Olimpia, când ne apucăm și facem această călătorie, cum știm că ajungem în... sau că ar fi bine să ajungem în lumea de jos, în cea de mijloc sau cea de sus? Sau, nu știu dacă e o întrebare potrivită. Cel care călătorește nu prea știe. Adică nu e important să-i explici teoretic, pentru că s-ar putea să... Olimpia, îmi spui, te rog, în care lume am ajuns acum? Da. Știi? Nu, dar știi ce mă gândeam? În ideea în care de ce ajungem în lumea de jos? De ce... ce aflăm? Încă, dacă vrei neapărat să călătorești în lumea de jos, de exemplu, poți să călătorești când ai o boală. Și vrei să te... Să te întâlnești cu spiritul bolii, așa se numește în șamanism, da? Te întâlnești cu acea boală și îți spune: dragă, îți mulțumesc că mi-ai alimentat foarte mult alcool și uite ce minunat am devenit, ia ca boală. Adică te confrunți cu ce a dus la instalarea acelei boli. Deci primești niște răspunsuri. Primești răspunsuri, eliberezi din corp, dar s-ar putea să nu eliberezi blând. Dacă tu ai tras de tine nu știu câți ani și acum dintr-o dată, știi, oamenii cred că dintr-o călătorie șamanică sau o singură dată, ei obțin ceea ce n-am realizat în 40 de ani. Adică 40 de ani, 50 de ani nu mi-a păsat de mine, dar mă duc acum și mă face bine. Nu. Treci tu prin stadiile vindecării, pentru că nimeni nu a venit în viața asta să-ți ia ceea ce ai tu de experimentat și de învățat. Nu, singură dată a fost Iisus Hristos. Da, atât. Și atât. Și uite, în lumea de mijloc, spre exemplu, ce aflăm dacă călătorim acolo? Acum mi-a venit, de exemplu, despre iubiri. Dacă vrei să afli despre iubiri, dacă vrei să afli despre sănătatea ta, cu ce plante să lucrezi, este efectiv prezentul. Dacă vrei să lucrezi cu elemente, poți să stai să fii în lumea prezentă. Eu lucrez puțin altfel. Eu nu zic, acum mergem într-o călătorie șamanică, te întâlnești cu toate lumile. Poți să ai acces și la viitor. Poți să ai acces... De obicei, când accesăm viitorul, este exact cum povesteam despre masă. Odată ce ai observat, îl schimbi. Și atunci stai foarte puțin acolo. Pentru că se schimbă. Și pe urmă spunem, da, știi că am văzut că era așa. Da. Dar ai atins și s-a schimbat linia. Chiar o mică deviație și s-a schimbat. Plus că te schimbi tu. În călătorie accesăm linii temporale. Adică viața noastră are o traiectorie, să spunem. Și e o decizie foarte importantă și ai schimbat total. Dacă tu vrei să te căsătorești cu Ionel, și era gata totul stabilit, dar l-ai văzut pe Gigel și ți-a căzut cu tronc și ai fugit cu el. Ți-ai schimbat linia temporală. Asta e așa o banalitate, spun. Dar există situații care fac să schimbi linia temporală, dar dacă sunt niște lucruri din care tu crești, din care tu ții acea experiență a vieții pentru care ai venit, ele se întâmplă indiferent ce ai... Într-un fel sau altul se întâmplă. Dar poate să se întâmple mai blând sau nu. Și asta depinde de fiecare în parte. Încă o dată, nu îți ia nimeni ceea ce ai de experimentat și nici nu sunt de acord să te duci la terapeut și el să te vindece. El nu te vindecă, el te susține, el te duce acolo, coboară cu tine poate în iadul tău personal, nu este un iad cu diavol, este un iad personal în care tu l-ai creat, este lumea ta. Și când pășești în el, pășești ca și cum tu ești stăpânul acelei lumi. Pășești în acea lume, eu sunt stăpână, așa că eu pot să înfrunt ce mi-am creat, pentru că eu mi-am creat, și pot să transform ce am creat eu, pentru că sunt creatoarea acelei lumi. Nu știu dacă ți-am zis, intri ca o regină acolo. Deci sunt spații în care chiar le spun, nu ți-e teamă, intră, dar intră, tu ești stăpână acelui spațiu. Da, mi-amintesc. Deci intri acolo și atunci temerile acelea că faci... Ok, stai un pic. Deja văd ca o femeie adultă care stăpânește acel loc.
Puterea este la tine, asta da, am observat. Abilitatea de a vedea, de asta n-aș putea să-ți descriu de la A la Z ce se întâmplă într-o călătorie, pentru că depinde foarte mult de cum percep omul cu care lucrez. Sunt foarte personale, dar folosesc întotdeauna sunetele, folosesc întotdeauna respirația, folosesc întotdeauna faptul că o parte din persoana cu care lucrez intră într-un alt spațiu, dar persoana efectiv care este acum și aici este acolo pe pat. Uh-huh. Și îi reamintesc, pentru că am trecut prin aceste experiențe în care am fost atât de absorbită de viețile anterioare, încât mă identificam cu ce am fost eu în alte vieți. Și e foarte important să nu pierzi conexiunea cu prezentul, cu pământul. Eram atât de conectată, de axată pe ce am fost în alte vieți, încât nu mai dădeam importanță vieții mele actuale. Uh-huh. Aveam chiar și o atitudine de dacă aș ști voi cine am fost. Uh-huh. Știi? Chestie din asta, și în viața asta poate ți-e frică să traversezi strada. Și tocmai ăsta e important, punctul ăsta este important într-o călătorie. Tot ce ai fost și n-ai fost, că am fost de toate. Adică le explic și femeilor care spun, da, dar câte femei au fost arse și la... Stop, ai fost și închizitor. Am fost de toate. Contează viața de acum. Exact. Vreau să te mai întreb ceva, pentru că mai avem 3 minute. Lumea de sus, ce presupune exact? Ai tot vorbit de viitorul. Viitorul, nu? Viitorul, partea aceea de detașare, de creație, de acolo îți vin ideile. Dar, repet, nu lucrez așa eu. Nu lucrez așa. Da, eu îți spun din ce am învățat din școlile în care am făcut și am experimentat așa, mai ales în șamanismul siberian. Există și în practicile incașe, există, aici sunt cele 3, dar mi s-a potrivit mult mai mult, am dezvoltat un sistem aparte al meu, cum lucrez, am luat ce a fost mai bun din ce mi s-a potrivit mie, din ce am învățat și rezultatele sunt foarte bune, adică văd asta la cei care vin și am încredere, adică am experimentat pe mine, am văzut ce s-a întâmplat și dau mai departe din ce am experimentat. Nu pot să dau ceva din cărți, dacă... De asta eu nu le prea recomand, am discutat și înainte de emisiune, să facă practici de pe YouTube fără să știe exact cine le face, ce energie e și să faci singur. Ai nevoie să pregătești spațiul înainte, să aprinzi o lumânare, să-l cureți, să nu te deranjeze nimeni, să fie curat, curat efectiv spațiul respectiv, nu doar energetic, și fizic. Tu să fii pregătită de călătorie. Da, așa este, ai nevoie să fii ghidat. Eu am trecut prin experiența asta și știu cum e și, într-adevăr, contează foarte mult ca cineva să te susțină, să-ți conțină absolut toate emoțiile și să facă tot timpul, așa cum ai zis și tu, referire la corpul tău, ca cu prezentul, cu ce simți în corp, și să nu se pară că e o imaginație și atât. Tendința aceasta a minții, ea interpretează, povestea la un moment dat și mi-am terminat fraza, cred. Mai avem un minut, să știu. Contează foarte mult ce ai citit, tu aplici în ceea ce vezi, dar este cel care te ghidează și spune ce e dincolo de. Uh-huh. Pentru că tu, mintea interpretează, a, uite, asta e mama. Ok, și la un moment dat poți să afli că, de fapt, mama e partea ta de suflet. Uh-huh. E sufletul tău pe care l-ai văzut și tu ai zis că e mama, pentru că atât de mult iubești că se identifică cu mama. Și nu că mama mi-a făcut asta. Erai tu. Îți mulțumesc foarte mult, Olimpia. Ești o drăguță și spune-i lui Ioan să vină la emisiune, să mai facem o emisiune tot. Cu Human Design, da. Da? Așa. Îți mulțumesc tare mult. Ei bine, iubirea rămâne dincolo de timp și spațiu, dincolo de prezență sau absența fizică și treaba noastră aici, acum, este să o manifestăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuția pe care o aduceți la bunăstarea Universului, pentru că știu că așa este. Aho! Mulțumesc și Zonia pentru vestimentație. Până mâine, creatorul să ne țină în palmele sale cu blândețe. La revedere!